Salut, boss! Vorbe adevărate ai zis, vorbe adevărate, da. Mi se pare puțin cam mult spus Muzeul Chiciului, pentru că aici sunt lucruri pe care noi le-am avut și încă le avem în casă, ne reprezintă, așa că Muzeul Chiciului mi se pare cam mult. Dar mai târziu vorbim despre asta. Așa cum spuneai, am adus un prieten de-al nostru din afară, pentru că vreau să-i prezint și lui trecutul nostru, cum am fost și cum mai suntem pe alocuri. Este vorba despre prietenul nostru din Republica Dominicană, Hevito. Salut, frate! Salut, frate! Bună dimineața! Bine că v-am găsit! Salut, Dani! Salut, Răzvan! Poate mâine, poimine, vrei să-ți iei cetățenia. După lecția asta pe care ți-o predau astăzi, okay. 50% cetățenia e luată. Ok. Așa, pentru început, prima impresie. Ai văzut acolo un domn. Prima văzut... impresia este un cocalar. Mi-am dat seama că era un cocalar. Tu nu ai mult. Tu te asemeni cu el. Suntem aproape la fel. Păi că suntem prieteni. Suntem prieteni, dar uitați-vă. Hai, bine, mergem mai departe. Aici? Uite, aici o prietenă de-a mea, Pițipoanca. Pițipoanca, ție spune ceva? Pițipoanca este un fel de femeia de companie pentru oamenii că nu am basut papucea niciodată și vrea să fie ceva bine făcut. Am înțeles, aici nu cunosc treaba asta. Se pare că știi mai multe lucruri decât mine. Fii atent, până să ajungi tu în România, de cât timp ești în România? 7 ani. Știai ceva de Dracula? Sigur că dacă Dracula este mai cunoscut a nivel mondial decât în România. Toate filmele, în toată lumea se vorbește de Dracula. Este un simbol al România. Fratele meu, Hevito, ce mai știi tu despre România? Pentru că tu ai început să-mi spui niște povești legate de cum am fost noi, cum suntem, despre trecutul nostru. Ai apucat să înveți câte ceva? Da. Istoria România este o istorie bogată. De ce? Pentru că înainte getilor și dașilor, exemplu, există o România subterană, că nu știe nimeni, nu știu de ce nu se bagă la viala. De ce? Pentru că România are o bogăție istorică așa de mare că se poate scrie o carte pe zi despre ea. Deja mă surprins. Popcorn, știi ceva de popcornul nostru? Popcornul, da, era un fel de înghesada, dar natural. Sau bomboane agricole. Sau bomboane agricole, da. Așa, doamna de aici o recunoști? Este o ghicitoară. Le-ai încercat cineva vreodată să-ți ghicească? Niciodată. Eu nu cred în chestia asta, eu cred în Dumnezeu. Foarte bine, aici, ia zi. Avem porc. Avem porc romanesc, 100%. Bistreț, da. Adică... în Uniunea Europeană există foarte puțin ce avem noi în România. Adică suntem bogate în toate punctele de vedere. Ce avem noi deja aici, dar nu sunt român. De-aia m-am gândit că e cel mai bine să-ți fac o mică lecție de istorie. Ai văzut aici bibelouri, nu e așa ce aveam? Bibelourile era ce avea voi în bucătăria și în casa. Adică un simbol al România. Fii atent, vreau să-ți arăt acum camera noastră. Cum arăta o cameră de-a noastră, pentru că nu știu dacă ai mai văzut până acum. Fii atent, hai să ne așezăm pe pat, așa arăta o cameră de-a noastră în perioada comunistă și poate și acum. În spate avem răpirea din Serai. Ia un loc, te rog. Așa. Ia zi, cum ți se pare? Mi se pare că înainte mobilele eram foarte bun, adică lemn masiv. Acum dacă ai așa ceva, te iei o grămadă de bani. Problema este că, uite, televizorile așa și super driven video nu l-avea nimeni. Adică smakerii l-aveam. Și televizorul color, era alb cu negru. Hai că deja știi prea multe. Fii atent, noi tot timpul am avut fructe în casă. Vezi? Noi tot timpul am avut fructe în casă. Pe fiecare masă găseai un coșuleț cu fructe. Da, dar bunica și bunicul le vorbeam pe boi în istoria că banana era verzi, nu era așa cum o sunt. Da, pentru că veneau verzi și așa le știam, noi credeam că banana e verde. Nu, așa sunt. Asta este, adică era un lusul pentru România să iagea acea ceva. Hai că deja știi prea multe, mă cam deranjezi. Hai să mergem mai departe să văd dacă recunoști și zona asta. Din partea mea, cetățenia, cred că pe jumătate este luată. Ia uite puțin acolo și să-mi spui dacă știi ceva despre obiectele astea de aici. Bine, asta este sifon. Mie mi-e place sifon.
Asta sunt cubulețul de lapte, că trebuia să fac coada, adică mergea tata, sta jumătate de zi, venea tata acasă, venea mama, și facea coada, la fel și cu carnea. Că, exemplu, se mănâncă un pui așa întreg, nu era ușor. Adică ajungea la oamenii aripiorele, picioarele și așa mai departe. Fii atent, hai mai adică, departe. Adică, uite, borcane. În orice casă, până și în dia de azi, există borcane. Gata, fii atent că pe mine deja m-ai convins, hai să trecem mai departe. Aici este o zonă, noi știi că suntem un popor credincios și în fiecare casă avem câte o icoană sau ceva. De ce se vorbește că România, de ce trăiesc eu aici? Pentru că România e Maica Domnului, o pământul sfânt. Crezi în Alsenie Voca? Multă nu credem, dar eu mi-am dut acolo, secret. Am înțeles, mă scuzați mai puțin. 10 secunde, ne spuneți dacă am greșit cu cineva. Este domnul Lică. Tu ești proprietarul de aici, eu nu? Sunt proprietarul. Am greșit cu ceva până acum? Nu, n-ați greșit până acum și mă bucur foarte tare că el s-a familiarizat și cu subcultura românească, nu numai cu cultura românească. Asta e ceea ce încercăm noi să facem aici, să le arătăm și românilor, dar și străinilor subcultura românească așa cum e ea, pentru că cultura o văd și ei, o văd peste tot, în toate muzeele, se spune naționale. Noi aici prezentăm subcultura românească. Mulțumim foarte mult. Hevito, deja mi se pare că ești aproape român 100%, dar acum așa la final știi că eu am fost băiat bun cu tine și te-am ajutat și pentru mine ceva, adică hai să... Ce? Nu înțeles. Așa, după ce te ajută un băiat în parcare, undeva, nu știi? Băi, eu cred că ai greșit buzonarul. L-ai greșit. N-am făcut nicio treabă. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de la Muzeul Chiciului. Cred că mai avem de învățat câte ceva. Sunt lucruri pe care încă nu le-ai învățat. L-am ambasat așa, dar mi-e fac că nu înțeles. Toate cele bune, zi frumoasă, băi, revedere. Băi, ți-ai greșit buzunarul, da. Salutare la Muzeul Chiciului, Matarian Duță, acolo cu Evito.